Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Uite, mi-e dor o dată de căldură, dacă tot s-a adus aminte de Africa, și doi de un campionat mondial de fotbal. He, mai e. Mai e puțin până, mai e până la anul, pe vremea asta ne pregătim. Stă să înceapă în Qatar, va fi ediție de iarnă în premieră absolută, ce fac banii și din fotbal. Păi stăm cu ăștia mici, ne uităm la fotbal, dacă altceva n-avem de făcut, da, într-o chiar perioadă ca asta. Că ăștia mici, am trăit să o văd și pe asta, elevii protestează ca o vacanță. Deci nu credeam că, dar vezi, atâtea lucruri a schimbat pandemia asta. Sunt o mulțime de transformări pe care noi n-avem cum să le înțelegem. Da. Deci, asociațiile de elevi cer ca săptămâna viitoare să revină la școală online, nu fizic. După cum se știe, săptămâna asta toți copiii au avut vacanță în România, trebuia să fie vacanță doar pentru ciclul primar. A ieșit domnul președinte și a zis toată lumea vacanță. Dar s-a stabilit ca toată lumea să stea în vacanță două săptămâni, să vedem ce se mai întâmplă cu pandemia. Bun. La început, situația a fost valabilă doar pentru școlile și grădinițele de stat, întrucât la privat au continuat cursurile cu prezență fizică. Pentru foarte scurt timp s-a sesizat lumea, s-au sesizat autoritățile și au oprit și prezența fizică la particular, însă cele mai multe dintre școlile particulare și bănuiesc și grădinițele continuă să facă în aceste zile cursuri online. Asta pentru că sunt mai bine organizați și pentru că aceste cursuri pot avea loc în condiții absolut decente. Exact. Există conexiune la internet, tablete și toată lumea e pregătită pentru asta. Iar asociațiile de elevi solicită acum ca și școlile de stat să-și reia cursurile începând de săptămâna viitoare, deci să anuleze acea a doua săptămână de vacanță, și s-au adresat chiar Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, în sensul că de ce aia de la particular își văd de viață și ei nu. Vă așteptăm și pe voi cu opinii pe tema asta la 0372069599. Cum credeți că e mai bine? Să continue vacanța sau ce vor de fapt copiii voștri acasă? Vor să revină cât mai repede la școală, fie și în format online, sau preferă să rămână în vacanță, cum am fi preferat noi pe vremea noastră? Da, mă gândesc că s-au speriat un pic și de ideea de a se întoarce la școală pe 3 ianuarie. Da, ministrul Câmpeanu a anunțat că aceste două săptămâni de vacanță vor fi cu siguranță recuperate și planul e să revină copiii la școală imediat după Revelion, adică din 3 ianuarie, urmând să dea imediat citeze. Adică îți pierde tot cheful de sărbători cu perspectiva asta. Bănuiesc acum solicitarea elevilor de a reveni încă de săptămâna viitoare în online vizează și anularea acestei măsuri, știi? Adică să nu mai revină din 3, să revină din data de 10, cum ar fi normal. Să păstreze vacanță. Oricum e ușor inuman ăștia mici să nu bea și ceva de Revelion. Exact. Că trebuie să se întoarcă la școală de vreme. 0372069599. Dați-ne de veste. Ce vor copiii voștri? Asta, adică spuneți-ne pe exact. Ce vă spune copilul? Vrea la școală, nu vrea la școală, mă refer la versiunea online. Da, bănuiesc eu, sigur că e o vacanță nepotrivită acum, fiind toate restricțiile și fiind îngrădiți ca activități, nu ai ce să faci cu copilul, mare lucru. Am mai trăit situația asta în lockdown, dar măcar fiind școală online, își petreceau câteva ore pe zi într-un program oarecare. Făceau școală, ce făceau ei pe acolo. Acum e destul de greu, copiii fiind, având sentimentul de vacanță, e greu să-i motivezi, să le spui să facă teme, să învețe, să citească. Adică eu văd ce probleme am cu ai mei acasă, știi? Ei se consideră în vacanță și eu zic, băi, stop, ce teme, ce... Noi acum suntem în vacanță. Bă, zic, stați un pic, nu e chiar așa. Da, oricum e ușor, aiurea, că sunt în faza în care acumulează tot soiul de lucruri, nici bine n-au început școala. Și a venit vestea asta, știi, care îi relaxează total. Hai să vedem, uite, a început să sune lumea. 0372069599. Octavian, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Am să fiu foarte scurt. În primul rând, felicitări, vă admir extraordinar pentru emisiunea pe care o faceți. Mulțumim. Și pentru... Bun. O întrebare scurtă pentru domnul ministru. De ce toți oamenii de bun simț, cum sunteți voi, cum sunt eu și cum sunt milioane de oameni în țara asta, văd lucrurile așa cum trebuie să fie, numai dumnealui le face parcă le face împotriva noastră, a tuturor. Adică? Pe scurt, vacanța asta nu avea niciun sens, absolut niciun sens, pentru că se putea face online, aia e vrăjeală că nu e internet și nu știu ce, nu știu ce interesau, el trebuie să știe, dar școala se putea face online, iar asta ca pe 3 ianuarie să-mi cheme copilul
la școală și să dea și teze, adică el de Crăciun și de Revelion trebuie să învețe la chimie și la fizică. Cam așa. La o parte gluma voastră că bea o bere și nu știu ce. Dar copilul de sărbători trebuie să învețe că el pe 4 ianuarie dă teze. Omul ăsta e normal la cap sau face totul împotriva noastră? Asta n-avem de unde... Oamenilor care gândesc de bun simț. Atâta vreau să-l întreb. Bine, nu e bătută în cuie. Adică era doar, e doar un proiect deocamdată. Să sperăm că da, nu să fie așa. Și proiectele astea, scuză-mă, te rog, proiectele astea cred că trebuie gândite înainte să le lansezi, să le arunci pe piață. Auzi, zi-mi... Trebuie să le gândească puțin. Ai copii la școală, înțeleg? Exact. Ce? La liceu. Își doresc să facă școală în perioada asta? Adică, cum îi vezi? Bineînțeles. Online. Online. Bine, mulțumim tare mult, Octavian. Robert, bună dimineața. Salut, Robert. Bună dimineața. Cum stau lucrurile la tine? Sunt din Iași. Ce să vă spun, e destul de complicat pentru copii. Nu mai înțeleg absolut nimic nici ei. Eu am o fetiță în clasa 5-a și efectiv când a auzit că se închid școlile și începe vacanța, a spus, nu se poate, nu se poate. Efectiv își dorește să meargă la școală, abia și-a cunoscut profesorii. Asta v-am să zic, fiind în clasa 5, abonuiesc că a fost și o trecere destul de dificilă în perioada asta. Destul de dificilă. De la educatori la profesori. Exact, și mai e un punct de vedere. Dacă în astea două săptămâni s-a rezolvat ceva concret, dar la ce nivel al pandemiei suntem, cu siguranță, 100%, peste două săptămâni de vacanță, copiii vor intra în online. Nu vor reveni la școală. Mai mult ca de sigur, ce da. Să stăm acum? De ce să stăm acum acasă? De ce să stăm vacanță acum? Și să-i forțăm de pe 3 ianuarie, să forțăm la, nu știu, la Paști, hai să spunem că la sărbătorile pascale, acolo mai putem rupe din vacanță. Dar nu pe 3 ianuarie. E destul de complicat. Dar nu mai are rost să comentăm despre ministrii noștri dragi în această perioadă. Nu am nimic pe ei personal, dar deciziile le iau pur și simplu fără să gândească, din punctul meu de vedere. Robert, îți mulțumim tare mult. Uite, e și Anca cu noi. Bună, Anca! Bună dimineața! Ia, ascultăm! Copiii mei sunt la privat. Așa. Și ce fac? Fac cursuri online în perioada asta, nu? Da, categoric. Online și este foarte, foarte bine. Și apropo de început în 3-4 ianuarie, ai mei întotdeauna așa au început. Sunt la școală germană, nu au așa multe vacanțe și totul li se pare normal, adică este foarte, foarte bine. Da, da, dau teze în prima săptămână din an acolo, că asta e o, aici e dezbaterea de fapt, că se întorc la școală, dar nu e o tragedie. Nu, n-au teze, nu sunt încă în fața de n-au examene imediat după sărbători. Și sunt învățați cu greul, știi cum e, adică pentru ai noștri un șoc. Na. Da, au o altă educație, să știți că sunt mult mai strict și au făcut, cred că anul trecut, o singură săptămână au avut în care au stat acasă, iar online au fost doar în perioada de lockdown. În rest, s-au organizat foarte repede și... Au fost la școală, fizic. Mulțumim tare mult, Anca. Pompiliu, bună dimineața! Salut, Pompiliu! Bună dimineața! Am o fetiță în clasa 7-a, în Timișoara. Problema la noi este următoarea. Copiii își doresc foarte mult să meargă la școală fizic, da. Dar, din păcate, părinții, majoritatea din clasa fiicei mele, nu vor să-și vaccineze copiii. Și atunci ce facem? În ce clasă adică este? Avem a 7-a. Avem 4 copii din 20 și nu știu cât sunt în clasă care sunt vaccinați. Da, atunci stăm acasă, dar da, sigur, în clasa 7 au cam 13 ani, sunt cumva la limita inferioară de vârstă la limită, vaccinării da, și multă lume ezită că atâta timp cât la noi rata de vaccinare e de, cât e, până în 35%, gândiți-vă da, că și, ceva, da. Și din ăștia 35% care suntem vaccinați, sunt mulți oameni care ezită când vine vorba de copii. Eu ce observ e că în practică așa stau lucrurile, cum le-am auzit de la ascultătorii noștri în minutele astea, în timp ce pe partea cealaltă, cei care trebuie să iau o decizie, n-au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în realitate. La mine asta e senzația, că sunt două lumi practic rupte și care încearcă să vorbească despre același lucru, dar nu se vor înțelege niciodată. Corect. Mulțumim! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.